ne atrag din nou atenția asupra unei hotărâri de Consiliul Local votată în trecut, dar care nu a fost pusă în aplicare. Este vorba de o reglementare care impune restricții de circulație pentru tiruri și camioane pe marile artere. În intervalele orare 7, 9 și 15, 30, 18 este interzisă circulația camioanelor în mai multe zone. Calea Chișnăului, pe bulevardele Tudor Vladimirescu, Poatie, Carol I, Socola și Independenței, pe șoseaua Nicolina, pe străzile Palat, Anastasie Panu, Elena Doamna, Cerna, Bucium, Păcurari și pe șoseaua Păcurari. Există un trafic greu redus, aș putea zice, și pe Bucium, și în zona Nicolina, și în zona Păcurari. Există această hotărâre de Consiliul Local care prevede interzicerea sau aș putea zice limitarea, pentru că este necesar un aviz special pentru traficul greu a traficului greu la, la orele de vârf, sigur mai ales dimineața. Șoferii camioanelor nu știu de restricții, întrucât nu există indicatoare rutiere care să reglementeze acest lucru. În plus, ar trebui create locuri de parcare și pentru mașinile grele, înainte de a le permite accesul pe străzile din municipiu. Cred că aici și primăria ar trebui să facă ceva mai mult, în sensul împreună cu Consiliul Județean, să identifice și să reușească să realizeze locuri de parcare pentru aceste tiruri, pentru că, sigur, ele se trezesc ajungând în Iași și nu există posibilitatea, nu au voie să parcheze în bandă, indiferent despre ce stradă vorbim la intrarea în Iași. Potrivit proiectului de hotărâre, nerespectarea prevederilor constituie contravenție și se sancționează cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.500 de lei.